caz șocant la Arad. Un tânăr a fost bătut crunt pe stradă, dezbrăcat și lăsat să zacă într-o baltă de sânge. Victima a ajuns la spital cu multiple leziuni la nivelul feței, dar și pe corp. Pentru că are nevoie de mai multe intervenții chirurgicale, tânărul a fost transferat la un spital din Timișoara. Ovidiu Vărădeanu ne dă mai multe amănunte. Ovidiu, bună ziua! Au fost prinși atacatorii? Se știe de ce a fost bătut tânărul? Bun găsit, nu, deocamdată sunt puține informații, se știe doar că tânărul care are 29 de ani se îndrepta spre casă, la un moment dat s-a întâlnit cu un grup format din 3 persoane, aceștia au sărit pur și simplu pe el fără niciun motiv. Unul dintre agresori, în vârstă de 23 de ani, l-a lovit de mai multe ori la față, până când victima a leșinat și a căzut la pământ. Apoi tânărul a fost dezbrăcat complet, agresorii i-au dat foc la haine, după care au fugit, nu înainte de a lua banii și telefonul. Un vecin a văzut ce s-a întâmplat, l-a văzut pe tânărul căzut la pământ în stare de inconștiență și a sunat la 112. Un echipaj de ambulanță sosit la fața locului l-a preluat imediat și transportat la Spitalul Județean din Arad pentru investigații. Medicii au stabilit că acesta are un traumatism cranian, mai multe fracturi la nivelul feței, dar și alte răni pe corp și l-au intubat. Tânărul a fost transferat apoi la Timișoara, unde a fost supus mai multor intervenții chirurgicale la Clinica de Chirurgie Maxilofacială. Starea lui de sănătate s-a îmbunătățit între timp, iar acum tânărul este din nou în spitalul din Arad pentru continuarea tratamentului. Polițiștii de la judiciar au început cercetările și au deschis un dosar penal în acest caz, deocamdată doar pentru săvârșirea infracțiunilor de loviri și alte violențe. 3 indivizi sunt cercetați în stare de libertate. Au vârstele de 19, 23 și 31 de ani. Nu este exclus însă ca la dosarul penal să se adauge și infracțiunea de tâlhărie.